Woohoo! Woohoo! Mamă, dar ce adrenalină mi-a dat asta. Woohoo! Da, mișto. Bucata asta. Nu mi-am pus mărușile, știi? Să știi că, bă, ai simțit că ți-e destul de mult. Am uitat cu bagul ăsta. Ce? No. Dă-i. Bă, ce faine când cobori așa, dar se trebuie imediat. Paf! Eu zic să-i dăm direct. Mamă, dar nu pot să stai aici, pe biță. Bine, bă! Ha-ha! Uhu! Tu vrei să-i dai... Am prins tovan de ala, Ucraina. Da, da, știu, da. A evoluat sportul ăsta mult. Asta, asta, asta și răsare de munte? Da. Sunt pentru așa ceva. Au suspensie și pe față și pe spate. Asta și asta este clar. Asta e apă. Aici e apă. Și aici are suspensie și te ajută când cobor, așa face bicicleta. Da, apa aia pe aici. Pentru om coboresc aici? Da, păi facem trasee de astea montane. Am fost în o grămadă de locuri, din Piatra Mare, am fost în munții Făgăraș. A, nu, de pasiune doar, doar de... că ne place nou, așa, da, da, da.
ai grijă că pe acolo e un pic mai greu. Cum să-ți fie acum? Nu, în, în echilibru, așa, în, în picioare. Ai grijă acolo, da. Da, mai greu de la curba. Dacă luați o curgă, vitare. Da, dar nu mai poți trebuie să iei și curbă. Da, și nu mai poți să o întorci. Uităm așa. Sănătate, numai bine! I-am lăsat acolo că n-avea rost să-i mai iau. Pe puș de aia. Păi pe aici, pe aici coborâm. Doar ca să dăm rădăcinile astea, pe care cade astea. Da, da. Numai bine, sănătate. Nu. Am avut noroc. Nu mai, acum nu mai cădem. Cum te cum se vede? Cabana de sus de la bun lovesc? În pată, e tot. Da.